Hei, prieteni, ce faceți? Astăzi vreau să facem o nouă comparație între niște căști Bluetooth pe care le am de mai multă vreme și care poate o să vă decideți și voi să vă luați o pereche nouă de căști Bluetooth sau poate vreți ceva cum să vă schimbați căștile cu fir de vreme ce telefoanele au cam început să piardă mufa jack. Vorbim despre Xiaomi Mi True Wireless și TW AirPron. I know, this is very strange. Ok, să-i dăm bătăi. Începem cu Xiaomi, care vin în cutiuța lor cu un USB, micro USB, USB normal la micro USB. Părerea mea despre ele este că sunt ok. Ai un LED de încărcare aici care îți explică totul despre cutiuța lor de încărcare. Vin cu un USB, micro USB aici de încărcare. De aceea ele sunt un pic mai ieftine și le poți cumpăra mai ieftine că nu vin cu USB-C ca să aibă încărcare rapidă. Ele se încarcă doar pe fir, nu ai încărcare wireless. Sunetul lor este cât de cât ok pentru cei care nu sunt foarte pretențioși la sunet. Eu nu pot să le suport. Am încercat să le folosesc, le-am folosit, le-am încercat și vă spun că nu sunt chiar atât de impresionat de ele. Dar pentru cineva care nu-și dorește decât niște căști Bluetooth, sunetul este ok. La apeluri sunt ok. Foarte ok sunt și la muzică. Sunetul nu este de cea mai mare experiență, cea mai mare calitate, dar se aud bine. Părerea mea despre ele e că le scoți din cutiuță și le împerechezi la telefon foarte simplu și îți apare totul, inclusiv și nivelul bateriei, foarte simplu la Bluetooth. Nu ai o aplicație dedicată pentru ele, din păcate, dacă ești amator de așa ceva. Dacă ești amator de așa ceva, îți recomand alte căști. Dar acestea nu au o aplicație dedicată. Plasticul este mat și nu este chiar glossy, cum sunt la alte căști. Așa arată ele după un an, doi ani, nici nu mai știu de când s-au lansat, de folosire zilnică la mine. Le-am folosit aproape zi de zi, dar după un timp am renunțat să le mai folosesc pentru că ele au dopurile alea de silicon și nu știu de ce, pur și simplu, eu nu suport astea în urechi. Mă simt foarte inconfortabil cu ele în urechi. Din momentul ce le-ai scos din cutiuța de încărcare, ele se împerechează automat la telefon dacă ai Bluetooth-ul pornit. Sau dacă nu trebuie să apeși, ai două butoane aici capacitive, pe care dacă apeși pe ele, se vor împerechea. În momentul când le-ai scos din cutiuță, uitați, casca deja strălucește și își caută Bluetooth la telefon. Hai să încercăm să facem o împerechere la ele, dacă poate asta o să vă ajute mai mult. Eu o să-mi iau telefonul și o să încerc să le împerechez. O să-mi activez Bluetooth-ul și sper că în momentul ăsta o să le găsească. Dar ele au un dezavantaj. Un foarte mare dezavantaj este la căștile astea pentru că dacă ai scos casca dreaptă din ureche și ai pus-o în cutiuță, casca stângă se oprește automat, că depinde una de alta, deci nu lucrează individual. Doar casca dreaptă lucrează individual de stânga. Și stânga nu lucrează individual de dreapta. Deci asta este un mare dezavantaj dacă încerci să faci asta și să le împerechezi. Deci, ce pot să spun despre ele? Au niște pini aici de încărcare pe care, dacă le-ai pus în cutiuță, ușor, normal, nu te grăbește nimeni, nimeni nu spune cum să le așezi sau nu știu ce, doar le pui în cutiuța lor, stânga la stânga, dreapta la dreapta, și ele o să-ți arate în momentul de față că ele se încarcă afișând LED-urile cu LED. Atât. E simplu și la obiect. Dacă vrei să le încarci, cauți un cablu micro USB, nu știu dacă mai sunt, așa, și le conectezi la calculator, la laptop, ceva, le pui frumos la încărcare și le mufezi cu cablul micro USB. Stai să vedem poziția, să verific poziția. Este un pic mai dificil. În momentul când le-ai pus la încărcat, ele ți afișează aici. Îți afișează cu roșu. Când sunt gata și sunt complet încărcate, pur și simplu cutiuța se oprește și nu-ți mai afișează nimic aici. Acest LED se închide. Părerea mea despre ele. Au un sunet bun, decent, modest, sunt ieftine, nu sunt exagerat de scumpe și le poți cumpăra foarte repede de pe internet și dacă nu-ți convine, le poți returna înapoi. Ce pot să spun despre ele? Că, contrar așteptărilor mele, este că urechile mele nu suportă dopurile în urechi. Mă simt foarte inconfortabil cu căști de acele.
De aceea eu acum folosesc o pereche de Galaxy Buds Live. Nu vă recomand Galaxy Buds Live, nu vă spun să vă cumpărați Galaxy Buds Live, dar consider că sunt mai confortabile în urechi. Eu nu zic că acestea sunt rele. Sunt oameni care folosesc așa ceva și au spus că sunt incredibile și toată lumea recomandă asta de la Xiaomi pentru că sunt ieftine și bune și au un sunet calitativ. Înțeleg. Acum putem să trecem la următoarele. Am și uitat numele lor. Mă credeți, este un nume dificil. TWS. O să le spunem doar TWS. Ok? Căștile astea le-am de foarte multă vreme. Imediat după ce le-am cumpărat pe Xiaomi, n-am fost mulțumit de ele și le-am cumpărat pe astea. Și am plătit dublu la preț pe ele. Deci dublu. Țineți minte asta. Ele vin într-o cutiuță de încărcare, la fel ca Xiaomi. Dacă le desfaci, magnetul este calitativ. Le scoți din cutie și încerci să le perechezi la telefon. Ele au o formă diferită față de Xiaomi. Acum încerci să le pui și să le împerechezi la telefon. Ele deja s-au împerecheat la telefon. Pur și simplu, pot să vă arăt aici. Uitați la Bluetooth. K7. Numele lor, Bluetooth. În momentul când le scoți din cutie, le-ai pus în ureche și ai Bluetooth-ul pornit la telefon, o să auzi o voce în care o să spună pairing mode. O să se împerecheze cu Bluetooth-ul și le pui în ureche și asculti muzică cât vrei tu. Bateria ține în jur de 2 ore. La Xiaomi, nu știu exact, cred că o oră jumate, două, aproape de la fel. Încerc să vă spun despre acestea că mie nu mi-au plăcut deloc. Încă de la prima folosire m-am simțit foarte inconfortabil cu ele în urechi, că nu stau absolut, nu reușesc să le potrivesc în ureche. Oricum aș da, dreapta la stânga, stânga la dreapta, poți să le pui cum vrei, eu nu reușesc să le țin așa în ureche. Eu mă simt inconfortabil, uitați cum stau. Ele nu stau foarte bine în ureche, eu n-am mai văzut că să stea așa, clăpăuge. Mie îmi trebuie o cască să-mi stea așa, pe lângă ureche, nu așa. Și pe asta la fel. Dacă o pui, la fel stă. Arăți foarte îngrozitor cu astea în urechi și mă simt îngrozitor cu ele. Și dacă încerci să pui o căciulă ceva pe cap, o să simți presiune aici pentru că ele sunt foarte bombate și foarte mari. Diametrul lor aici este foarte mare pentru că așa sunt construite. Foarte prost, nu prost. Nu pot să le laud, nu pot să spun nimic bun despre ele. Pot să spun doar că sunt niște căști care vor să-ți ia banii și cam atât. Sunt niște căști care, da, dacă vă plac, chiar vă rog, spuneți-mi. Poate vi le fac cadou cuiva, la un abonat de-a meu. În momentul când le-ai pus în cutiuță, ele se încarcă. Le închizi și îți afișează și bateria. Ai aici niște LED-uri, să vezi câte baterii mai ai. 4 LED-uri, din câte văd eu mai am foarte puțină baterie. Dacă vrei să le încarci, și ele vin tot la fel cu un micro USB. În spate, aici. Deci, pot să spun că îs la fel ca Xiaomi. Ai conectat cablul și acum se vor încărca. În momentul când cutiuța este plină, îți vor arăta toate 4 LED-uri. Aici nu știu dacă se vede pe cameră. Toate 4 LED-uri se vor arăta cu albastru. Părerea mea, dacă ar fi să aleg între Xiaomi și TW headsets, aș alege Xiaomi. Sunt mult mai confortabile și n-am avut atâtea neplăceri cu ele. Dacă îți place sunetul mai de calitate, alege TW headsets. Sunetul lor este mai mare, dar sunt foarte mari când așa și urechile nu se potrivească. O să simți o grămadă de durere. Eu am avut mari probleme la urechi din cauza la acestea. Sunetul, da, într-adevăr, este mai bun ca la Xiaomi. Recomand. Chiar vă spun. Sunt duble la preț, dar nu sunt atât de confortabile în urechi. Dacă nu ești atât de pretențios la confortul în urechi, îți recomand TW headsets. Dacă ești un pic mai pretențios, ia Xiaomi dacă nu ai un buget prea mare pentru ele. Iar dacă tu crezi că vrei o pereche din aceste căști, lasă-mi un comentariu și îți voi face cadou una din ele. Pur și simplu, chiar vreau să fac cadou cuiva aceste căști. Dar condiția este să fii abonat, să-mi pui un like și să mă susții în cauza mea pe acest canal. Dacă ți-a plăcut comparația mea, știu că a fost un pic cam lungă și dacă ai ajuns până aici la sfârșit, lasă-mi un like, un comentariu, nu uita să dai un subscribe dacă ești nou pe canal. Îți mulțumesc că te-ai uitat până aici, știu că a fost o comparație mai lungă, este chiar prea lungă și prea plictisitoare probabil pentru unii dintre voi. Știu că nu fac mod profesionist. Te rog, lasă-mi un like, doar dacă vrei. Dacă nu,
e binevenit și un dislike, dacă tu crezi că nu merită acel like. Dar până data viitoare, îți urez o zi bună, alege căștile potrivite. Eu recomand Xiaomi pentru oamenii care nu sunt atât de pretențioși la sunet. Te salut și să ne vedem cu bine în vlogul următor.